Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața la cafea. În noiembrie a venit și iarna, așa că astăzi chiar putem să bem o cafea fierbinte și vă propun o emisiune nu foarte lungă în care să vorbim despre o boală care se pare că a prins la români imediat după Revoluție. De unde mi-a venit ideea acestei emisiuni? Îmi pare rău că nu am dat lui Bogdan la timp o imagine. După meciul de fotbal dintre România și Israel, am primit un mesaj care este haios, foarte haios mesajul, și mi-a dat ideea acestei emisiuni. Meciul dintre România și Israel a fost cel mai vadimist meci din istorie. I-am bătut pe evrei acasă la unguri. Deci știți toată lumea că Vadim Tudor avea avea mai multe idei, dar două apăreau tot timpul în discursul lui, evreii și ungurii. Cine a făcut acest banc? A legat între ele trei chestii, pe Vadim, evrei și unguri. Și mă gândeam să discutăm astăzi un pic, cu exemple concrete, despre intoleranță la români, și nu numai în general la român, dar și în zona noastră, așa. Care ar fi primul moment de intoleranță după ceea ce s-a numit Revoluția din 89? Facem abstracție de chestia aia cu jos securiștii și jos comuniștii, că s-a dovedit că era așa un fel de chestie de acoperit alte treburi, și să ne gândim că în martie 1990, la Târgu Mureș, a fost acea bătaie de stradă în care după aceea, mult timp în Occident, a fost etalonul intoleranței românilor față de unguri. În realitate, lucrurile stau altfel. De fapt, putem acolo vorbi despre intoleranță din ambele părți. Și a românilor față de unguri și a ungurilor față de români. Intoleranță care, din 90 până acum, a cunoscut diverse forme de manifestare. De exemplu, românii sunt intoleranți cu ungurii, dar după 90 încoace, ungurii au avut aproape toate drepturile de care poate beneficia o minoritate. Inclusiv au avut oameni în Parlament, miniștri în domenii importante, secretari de stat, oameni pe funcții importante în diverse agenții. Deci, intoleranța românilor față de unguri s-a manifestat și așa. Cum s-a răspuns la această intoleranță instituțională? Păi, la Balvea Noș se fac cursuri și vine Orban și cine mai vine, și ei merg langa cu autonomie, etc., că vezi, Doamne, asta este situația în condițiile în care românii din Ungaria practic nu mai există. Acum poți să ceri autonomie, să nu oferi, pentru că nu mai era cine. Un alt fel de intoleranță etnică. Romi, români, hai să spunem țigani, români. Pentru că cum se manifestă intoleranța asta etnică la români? Doamne, e clar că românii n-au suportat anumite apucături care nu sunt generale doar pentru romi, dar care la ei se manifestă mai clar și mai vizibil. O anumită atitudine față de normele de integrare socială,
o atitudine față de învățare, față de avutul obștesc și particular. În același timp, românii s-au dovedit toleranți pentru că legislația europeană i-a obligat să asigure locuri în clase pentru romi, să asigure locuri la licee, la facultăți. Și așa au angajat în instituții publice, așa zis, și consilieri pentru romi, care stau acolo și în marea majoritate a timpului papă banii statului fără să se uită la etnia din care provin. Cum au răspuns romii? Cu toleranță sau cu intoleranță? O parte s-au integrat și sunt bine mersi în societate, n-are nimeni nimic cu ei. Deci sunt integrați. Iar cealaltă parte continuă să se ocupe cu lucruri care le aduc lor venit și pagubă altora. După foarte mult timp, în Germania a apărut, un articol în care se vorbește despre cercetătorii români. Nu s-a mai scris mult timp despre asta și încet, încet au început să facă distinția între romi și români. Romi români, romi bulgari, romi sârbi, etc. Ei bine, nemții nu mai pot, din nou. Romi români din zona Bârladului devalizează toate magazinele în care sunt materiale feroase. Și se duc numai copiii sub 14 ani care, potrivit legislației, nu pot fi trași la răspundere. Și râd în fața camerelor pentru că știu, sunt organizați. Nemții, toleranți cu tot cei care vin, mă rog, până într-un anumit punct, toți cei care vin în Germania și muncesc, nu mai suportă. Unde este toleranță, unde este intoleranță? Și acum să venim la oile noastre, sau mă rog, la ai noștri. În județul Neamț am avut un arsene. Îl avem și acum sub diverse forme. Arsene era un tip aparent tolerant, că se ducea la biserică, se închina, era îngăduitor, indulgent, concesiv, cum nu era așa? Păi nu prea era așa. Și cu toate astea, nemțenii l-au tolerat. Culmea, l-au tolerat și cei care îi se opuneau politic. Pentru că altfel nu poți să-ți închipui cum a reușit Arsene să facă ce a vrut el în județ. Da. Dar dacă acum spui ceva de bine de Arsene, îți sare toată gașca în capul tău și spune: cum adică ăsta care a furat, care a făcut, care nu știu ce? Nimeni nu vrea să înțeleagă, chiar și un dictator mic, cum a fost Arsene pe timpul lui Dragnea, a făcut câteva lucruri bune. A făcut un drum, două, trei, mă rog. Deci, practic, nu poți să spui asta pentru că există intoleranță. La intoleranța asta nu poți gândi tu, pentru că vine cum, dar noi, dar știm noi. Dar când era Arsene la putere, nu știa niciunul. Statul român s-a dovedit extrem de tolerant cu Ionel Arsene. O să spuneți cum? Păi da, simplu. Era condamnat în primă instanță, nu la 3 luni și 2 zile, ci la mulți ani. Și a fost lăsat liber, adică toată lumea știa că el se pregătește să plece. Știau și serviciile, știau și prietenii, știau și dușmanii.
n-a avut nicio interdicție. Deci statul român a fost tolerant cu el. Statul român, în general, este tolerant cu acest gen de infractori care provin din politică și cu o parte dintre ei din afaceri. De ce? Pentru că în cazul lui Arsene, el trebuia să plece ca să protejeze pe alții. Și statul român, tolerant de felul lui, a plecat. Acum statul român a devenit, dom'le, intolerant cu Arsene. Nu, dom'le, ne batem cu el până în pânzele albe. Și ia că săracul a înnebunit. Sau, mă rog, așa spune. Și vrea să se sinucidă, iar italienii au zis, dom'le, nu vrem să mărim cheltuielile cu Arsene dacă se sinucide, nu vrem noi să suportăm nimic, mai bine îl ținem noi în arest aici, liniștit, să nu aibă probleme. Se vor găsi doi doctori să spună că e sărit de pe fix. Bun. Intoleranță și toleranță. Cazul Carabelea. Dacă te uiți pe rețele de socializare, în mare parte, ai impresia că se vorbește despre un om care n-a făcut nimic bun. Nu există pic de toleranță față de ce se întâmplă în oraș de când a venit Carabelea. De ce? Pentru că orice om de bun simț, cât de cât bun simț, vede că pe timpul lui Carabelea s-au întâmplat lucruri în oraș, se schimbă lucruri în oraș, schimbarea produce deranj. Unele lucruri se schimbă în bine, altele vom vedea dacă se schimbă în bine, dar nimeni nu vrea, sau aproape nimeni nu vrea, vorbesc de cei din rețele de socializare, să accepte că ceva din ce se face este și bun. Nu, totul este rău. S-au pus chestiile alea de demarcare a benzilor. Da? Dom'le, este rău. S-a asfaltat, este rău asfaltul. Sunt alea prea înguste. Dar nimeni nu-și mai aduce aminte cum se circula înainte. Dom'le, era bine așa. De ce? Că s-au făcut o groază de prostii. Că există toleranță din partea primarului pentru nesimțiții care nu-și fac treaba din primărie sau din societățile primăriei, este o altă problemă. Este o toleranță prost înțeleasă. Că vezi, Doamne, că alții nu sunt. Fals. Fals. Că nu găsim alții. Există o toleranță prost înțeleasă a primarului, a președintelui de Consiliu Județean, a primarilor, față de funcționarii care nu-și fac treaba și greșesc. Revenind la Carabelea, cu drumurile, cu coridoarele, știm care e povestea. Că e prost făcut proiectul? Probabil. Am spus-o noi de 1000 de ori, că nu este un proiect perfect. Dar de aici până să spui că se circulă mai prost acum pe variantă decât se circula înainte, chiar cu grozăvia asta de semafoare, este o mare... Scuzați-mă. Nu mai avem toleranță față de nimic. Fiecare știm totul. Fiecare avem adevărul nostru de pe Facebook. L-am întrebat pe unul, pe care îl cunosc foarte bine. Spune-mi și mie, ce e rău că s-a făcut Mihai Viteazu? Dar de ce s-a făcut? Dar de ce s-au cheltuit bani? Dar de ce s-a făcut acum? De ce nu s-a lăsat pentru altă dată? Niciun argument.
niciun argument. Sunt oameni care au argumente. Că e proastă soluția cu semafoarele. Până într-un punct sunt de acord și am spus, cretinătatea asta de sens giratoriu, chiar și mutat, este o cretinătate, după cum cretinătățile de sensul giratorii celelalte sunt niște cretinătăți. Da, e în proiect, poți să-i reproșezi primarului că a avut un proiect făcut de specialiști. Prost, poți până într-un anumit punct. Dar doar până într-un anumit punct. Avem toleranță mare la prostie. Toți. Toți. În loc să avem intoleranță la prostie, o avem. Avem toleranță mare la lene. Toți locuitorii județului Neamț plătesc salariile celor din Consiliul Județean. Câți angajați are Consiliul Județean Neamț și câți angajați sunt în alte județe? Avem toleranță la lene. Cine sunt cei care promovează această toleranță la personaje angajate doar ca să ia bani de la buget? Cine sunt cei care promovează? Păi, cei care teoretic ar trebui să facă totul pentru binele nostru, adică cine? Partidele politice. Ați auzit pe cineva să spună dintre ăștia, băi, eu am dreptul la doi consilieri, nu mai iau pe nepoata lui ăla care m-a rugat să o iau și nici pe ăla care a lipit afișe, ca să mai fac o economie la banii de la buget. Poftim? La Consiliul Județean ați auzit de vreo scădere ca număr de posturi? Dimpotrivă. Deci, ca o concluzie, suntem intoleranți la ce nu trebuie, de cele mai multe ori, și toleranți la prostie, la lene, la cei care suntem toleranți, la cei care practică intoleranța. Lucru care ar trebui cumva să se schimbe. N-avem nicio șansă să schimbe, din păcate, pentru că încet, încet, în școală, în educație, apare intoleranța sub masca toleranței. Adică să fim toleranți cu ăia care au o altă orientare sexuală, să fim toleranți și suntem toleranți cu ei, dar ei să nu fie toleranți cu majoritatea, pentru că ei trebuie să se manifeste în stradă, pe scena TT-ului sau în alte locuri bine expuse. De ce? Așa suntem educați. Așa sunt educați copiii de acum. Trebuie să fii tolerant. Trebuie să fii tolerant cu orice. Trebuie să fii intolerant față de antisemitismul poporului român. Se face în școală. N-are nicio legătură cu conflictul între Israel și Gaza acum. Dar nu poți să discuți despre lucrurile rele, destule și ele, făcute de cetățeni care au etnie evreiască în România. Au avut, pardon. Nu știu dacă mai sunt și au și acum. Oricum, dacă raportăm la numărul de conducători de origine evreiască în România în perioada comunismului, nu cred că e foarte ok pentru noi români. Deci, din școală avem materie, istoria Holocaustului. Nu știu dacă vreun profesor va îndrăzni să predea în timp, să explice în timp ce preda acea
materie și despre ce s-a întâmplat în Basarabia cu armata română, în Chișinău, în alte localități. Până nu lămurim această chestiune cu toleranța și intoleranța în societate, vom mai avea de așteptat, dar nu avem, repet, nicio șansă să avem din spate oameni care să poată aplica cele două noțiuni într-un echilibru care să permită să avem o societate cât de cât normală. Ați văzut cazul de la Sibiu, cu acel om de afaceri torturat până când a murit, bătut, mă rog. Cei trei indivizi, nu mai știu, erau cinci, dar trei dintre ei au fost acolo care au intrat, toți trei aveau antecedente penale. Unul dintre ei, prins acum pe undeva prin Scoția sau Irlanda, făcuse același lucru în județ la mama lui acasă în Dolj, cu un om de afaceri, a intrat peste el, l-a torturat pe el și pe nevastă sa, i-a luat un miliard de lei și a cumpărat două BMW-uri, nu știu ce, a primit 5 ani de pușcărie după ce a torturat doi oameni. Nu că le-a luat banii, i-a torturat. A primit 5 ani de pușcărie. Probabil că nici nu i-a făcut pe toți. Societate tolerantă la așa ceva, nu? Ălălaltul a furat prin Slovenia, Slovacia, nu mai știu pe unde. A făcut 17 luni de pușcărie, pentru că a furat numai vreo 150.000 de euro. Dar ia să-l fi pus pe ăla care a furat un miliard de la un tip care avea o exploatație agricolă, să lucreze 5 ani de zile în exploatația aia agricolă. Mai țineți minte celebrul Orlando, care făcea legea prin Piatra Neamț? Parcă așa îl chema. Belmondo, nu mai știu cum îl chema. Mă rog, un puști. Acum este matur. Fura, toată lumea știa. Fură, bate, așa. Se spune, nu avem ce să-i facem. Legislația. Deci, legislația este tolerantă cu cei care fură, cei care bat, cei care jefuiesc, iar tu, dacă spui, bă, ăla fură, cum? Ai săracul minor. Cum poți să te exprimi în felul acesta? Cum poți să fii atât de rău? Toleranță și intoleranță. Atât am avut să vă spun astăzi, l-am luat prin surprindere pe Bogdan ca să încheie emisiunea. Repede, cele bune, o zi perfect, o săptămână perfectă, mâine dimineață, dezbateri despre învățământ din nou cu doi directori de școală. Numai bine, sănătate!